Propunerea consilierului local Mihai Paraschiv de a schimba echipa de consilieri de la Târgu Jiu nu a fost împărtășită încă de la început de șeful liberal Dan Vâlceanu. Chiar și așa, alesul local s-a încăpățânat să ceară sprijinul colegilor de partid care i-au întors spatele. Au fost dezbateri destul de consistente acolo. Ori am tot discutat, ca să nu zic altfel, că știți bine cum e o discuție de principii, pe idei. Și am convenit cu toții, la recomandarea primarului Romanescu, că este inoportună o astfel de acțiune în momentul ăsta. Deci astăzi, în ianuarie, sunt alte subiecte pe ordinea de zi, al Consiliului Local, ale primarului, adică buget, proiecte, lista de investiții și așa mai departe, și nu e cazul să bulversăm activitatea structurilor respective. De altfel, propunerea nici măcar nu a mai fost supusă la vot, pentru că majoritatea decisese deja. Colegii noștri, 3 sau 4 dintre ei, s-au pronunțat critic la adresa acestei idei. Au venit cu aceste argumente de care vă aduc, povesteam și eu, că n-am știut, de exemplu, de Forgăjești. Că 2 semnături de pe o listă, sau 3, sau cât au fost acolo, practic au blocat demersul respectiv. Da? N-am luat cunoștință de chestia asta, m-am gândit și eu. Am mai discutat vis-a-vis de o altă posibilitate, dar asta ține de Consiliul Local. Și aici mă refer la legea referendumului. Și până la urmă, Mihai Paraschiv a recunoscut că e inoportun și că e de acord cu voința, dar nemanifestată prin vot. Ideea de dizolvare a Consiliului Local a fost luată în discuție și la Motru și Rovinari.